parte, o discuție foarte interesantă. De fapt, acum vă propun o sesiune specială. În sfârșit vom avea pe aceeași scenă mai mulți invitați, mai mulți vorbitori, precum eram obișnuiți la zilele Biz, apropo de debate-uri, dar ușor, ușor ne întoarcem către bunele noastre obiceiuri. Vreau să îi invit alături de mine pe următorii invitați care vor reprezenta acest următor panel, și anume Viorel Leca, director general Gebrüder Weiss România. Bun venit! Monalisa Ungureanu, CEO Agri România. Hortensia Năstase, vicepreședinte Creative Services Love Group. Bun venit! Și Warga Enayati, founder Enayati Medical City. Bun venit! Iar această discuție va fi moderată de nimeni altul decât prietenul nostru, Radu Atanasiu, Lecturer of Thinking and Deciding in Business la Maastricht School of Management România. Bun venit! Mulțumesc mult! Să rămână, bună ziua! Bună ziua. Am văzut-o până acum pe Marta, făcând pe o gazdă extraordinar de intuitivă și deschisă și gata să scoată de la managerii pe care i-a invitat toate secretele și toate insight-urile bune. Nu știu dacă o să reușesc să fac la fel. Eu de obicei organizam debate-uri aici, adică pe scurt ne certam și chestia asta îmi plăcea la nebunie. Acum pare că suntem un panel de oameni care suntem prieteni unii cu alții, vorbim despre humanistic management. Ce e aia? Ce este leadership human exact, management? Exact. Este despre oameni. Despre oameni, despre cum să influențezi, cum să transmiți emoția unei reușite către ei sau inspirația pentru reușită. Asta înseamnă. Ok. Mai aveți păreri despre humanistic management? Despre felul de a... Nu mai zic, că altfel explic eu. Hai să încerc și eu. Cred că este despre a-ți arăta cu sinceritate vulnerabilitățile, cine ești cu adevărat și fața ta autentică, cine ești în mediul privat, ești și în mediul de business. Cred că asta înseamnă humanistic management, așa foarte din stomac răspunsul, nu academic, și înseamnă să nu-ți fie teamă ca lider și coleg să proiectezi fix imaginea din interiorul tău, să o proiectezi și în afară, să le arăți colegilor cine ești, și puternic, și vulnerabil, și sensibil, și cu frici, și cu emoții, și cu puterea deciziei. Ajută la ceva chestia asta? Adică dacă o practici. Autenticitatea cred că este cheia vieții, nu cheia succesului. Ajută enorm, ajută la relaționarea cu toată lumea în viața ta, nu doar în business. Dacă vorbim despre humanistic management ca a fi, nu știu, deschis, autentic, îngăduitor către niște oameni, îmi place foarte tare că tu ai spus, ai început cu noi înșine. Cum sunteți voi, uite, o să întreb pe domni, cum sunteți voi umani față de voi înșivă, în primul rând, ca lideri? Adică cum sunteți îngăduitori, cum sunteți, cum vă creșteți? Cum funcționează humanistic management către voi înșivă? Varga? Așa se dau jos asta. Așa mă auziți? Da? Ok, deci eu tot mă gândeam când vorbim despre humanistic ce ar însemna pentru mine și am găsit un citat dintr-un mesaj din 2017 a Comunității Internaționale Bahai, care pentru mine redă pentru mine ce înseamnă humanistic. Și sună așa: bunăstarea oricărui segment al umanității este legată indisolubil de bunăstarea întregului. Viața colectivă a umanității suferă atunci când oricare grup se gândește la propria lui bunăstare în izolare față de cea a vecinilor lui sau urmărește câștigul economic fără a ține cont
de modul cum este afectat mediul natural care oferă tuturor cele necesare vieții. Cu alte cuvinte, dacă chiar eu în echipa mea mă înțeleg foarte bine și am reușit să produc un ecosistem super tare, sunt un exemplu super tare pentru echipa mea, dar nu văd că sunt într-o barcă cu toată societatea și toată comunitatea în care trăiesc, tot e un fel de egoism. Adică bunăstarea oricărui segment al umanității este legat indisolubil de bunăstarea întregului. Deci eu dacă am o afacere care merge super, super, dar întregul în jurul meu nu merge, mă simt responsabil și cred că n-am reușit ce trebuie să reușesc. Cum ar veni, humanistic management nu e doar la manager și la echipa lui, este și la, și nu doar la stakeholder, clienții, furnizori, vecini și așa mai departe, ci la tot. La tot. Deci e vorba de un impact social care vrei să produci nu numai la cei care direct sunt în vizorul tău și interesat. Pentru că asta este iară o relație, cum să zic, win-win. Și eu nu cred în această relație win-win. Dacă, chiar și în business, dacă te gândești numai la win-win, atunci dacă vezi că e o acțiune care e avantajoasă pentru întregului, dar nu e avantajos pentru tine, nu o faci. Deci e o abordare tot egoistă. Deci trebuie să fim foarte, e foarte greu să fim sinceri ca și lideri. E foarte greu. Mulțumesc frumos. Apropo de sincer ca lider, aceeași întrebare, apropo de sinceritatea față de tine însuți, pentru că trebuie să încep de undeva și poate aceeași întrebare mai departe. Cum vă uitați la voi înși vă și vă, nu știu, conduceți sau manageruiți astfel încât să fiți pregătiți să faceți asta și cu echipa și, iată, cu tot ecosistemul? Traversăm niște... O perioadă fără precedent din multe puncte de vedere. Dacă ne referim strict la partea asta de leadership, cumva autoritatea multor lideri este dată și de partea asta de expertiză, de experiență pe care a acumulat-o de-a lungul anului. E puțin mai greu să devii credibil în ziua de astăzi, când în fața colegilor, da, invocând o expertiză pe care nu o ai neapărat adecvată pentru vremurile astea, pentru deciziile pe care trebuie să le luăm. Și atunci partea asta cu a fi mai uman, cred că cumva înseamnă și a fi deschis și a accepta în fața colegilor, în fața colectivului că și tu ai de învățat și că vrei să înveți împreună cu ei și nu poți să ai întotdeauna acel drept de veto sau ultimul cuvânt. Pentru că, până la urmă, toți suntem într-o situație inedită. Nu avem un bagaj care să spună eu am un drept mai mare de a avea un ultim cuvânt într-o decizie de management. Am înțeles, asta duce puțin și la autenticitate și duce și la felul în care se aplatizează organizațiile, nu sunt neapărat așa ierarhice. Da, la mine aș adăuga că este foarte important să tratezi oamenii așa cum tu vrei să fii tratat. E foarte important. Pentru că, dincolo de autenticitate, și e vorba de emoții și de sentimente pe care oamenii le au și trebuie să fii empatic, trebuie să înțelegi, trebuie să transferi către ei încrederea că îi înțelegi. Despre asta s-a vorbit mult despre lead by example, dar există și acest aspect. Ai încredere că oamenii se vor uita la tine și își vor aminti de felul în care i-ai făcut să se simtă. Da. Asta mi se pare, nu știu, a început cu regula de aur, nu? The Golden Rule, tratează-i pe alții cum vrei să fii tratat sau nu-i trata pe alții cum nu vrei să fii tratat, da? Și apoi e o altă regulă care vine dintr-un experiment foarte simpatic, se numește efectul Pygmalion și anume tratează oamenii nu așa cum sunt, ci așa cum îți dorești să devină și atunci vor deveni acolo. Mi se pare, într-adevăr... Influența, atunci influențezi comportamentele. Exact, mi se pare foarte înțelept și tot așa, ca să încep cu tine, mi se pare că acum în pandemie e mai greu, dacă nu mă înșel, cred că tot la zilele bizi ziceam acum vreo 3 ani că managementul din ce în ce mai puțin e despre cifre și din ce în ce mai mult despre oameni. Da. Acum e exclusiv despre oameni, exact ce ziceai și cu deschidere.
Cum faceți ca atunci când oamenii nu sunt în fața voastră, sunt acasă, poate cu camera închisă și poate cu un copil care plânge sau care nu merge la școală pentru că e școala închisă, să vă simtă aproape sau să fie, să rezonați, să transmiteți partea non-pragmatică, adică ai de făcut asta sau task-ul sau hai decizia, ci această căldură, această... Cum faceți să treacă dincolo de câteodată camera închisă? Pot să încep eu aici. Eu lucrez într-o industrie în care linia de producție sunt oamenii, e creierul oamenilor. Noi în publicitate vindem idei, percepții, sentimente, da? Acestea sunt create de oameni. De aceea linia de producție pentru noi, sper parțurile noastre, sunt oamenii, creierul și inima lor. Nu e suficient ca noi să avem oameni care să lucreze pentru noi, ci trebuie să avem talente. Noi căutăm cei mai buni oameni, cei mai talentați oameni, cei mai pasionați oameni. Și asta din totdeauna, nu din anul 2020, anul pandemiei. În contextul acesta în care noi lucrăm cu talente și cu oameni și depindem de ei, pandemia ne-a lovit fix în esența business-ului nostru. Deci probabil că dintre toate industriile, line of business-ul nostru a fost unul dintre cele mai afectate. Ca să poți să menții o cultură organizațională și o legătură și un spirit de echipă în pandemie, trebuie ca înainte de pandemie să fi fost un lider bun sau să fi fost o organizație puternică, robustă, cu o cultură organizațională robustă, pentru ca noi din grăsimica aia strânsă în anii dinainte de pandemie să putem să pierdem o sânză, să devenim lean, mean, agili în epoca pandemiei, da? Și să putem să reacționăm rapid. Deci încrederea cu oamenii, empatia, prietenia de multe ori construită, sentimentul ăsta de familie și de gașcă, de haită. Oamenii vor să aparțină unei haite. Toate acestea trebuiau construite pas cu pas înainte, pentru ca apoi să luăm, să facem creditul ăsta bancar în timpul pandemiei. Da, doar că există o prezumție în ce zici tu când zici că trebuia să adun niște grăsimuță din care să consum după aia, și anume prezumția este că lucrurile sunt mai grele acum, dar de același fel. Ori aș vrea să întreb dacă nu cumva lucrurile s-au schimbat major și atunci trebuie să faci altceva. Într-adevăr trebuie să ții oamenii aproape, dar uite, îți dau un exemplu. Ați angajat, bănuiesc, de un an jumate încoace. La oamenii pe care i-ați angajat, nu mai poți să consumi din grăsimuță, că acolo nu e grăsimuță. Cum faceți cu asta? Dar ei intră într-un sistem existent, pentru o echipă existentă. Ei nu sunt angajați în vid și lucrează doar cu un laptop. Ei lucrează într-o echipă care îi îmbrățișează și îi ajută să onboardeze mai ușor. Dar a fost oribil. Ideea de producție și ce spunea. Eu lucrez într-o companie care se ocupă de distribuția de produse agricole. Produsele agricole înseamnă că ducem către fermier. Care ce fac ei? Asigură o nevoie fiziologică, nevoie de hrană. Este o misiune pe piramida lui Maslow, este o nevoie fiziologică, suntem acolo. Pe noi ne-a animat lucrul ăsta, deși pe noi pandemia nu ne-a afectat atât de mult decât din perspectiva interacțiunii cu fermierii, vizitele în teren, explicațiile pe care noi vrem să le transmitem din punct de vedere business și de folosirea tehnologiilor. Pentru noi, liderul suprem este, Doamne, respectiv vremea. Dacă vreme nu e, nimic nu e, cam asta e. Evident, în momentul în care a început acest moment și a trebuit să gestionăm în plus efectele vremii, pe noi ne-a lovit în anul pandemic, ne-a lovit și o secetă, de care se știe foarte. La noi, ideea de misiune imposibilă ne-a animat. Și am zis, ok, noi suntem aici, mai avem și o fuziune de implementat, noi suntem aici, avem acele comportamente și mindset creat pentru a învinge, trebuie să le aplicăm. Deci a fost, cum să spun, a fost o oportunitate pentru noi. Ok, dar vreau să mă întorc, scuze, pentru că sunt mai disruptiv și vreau să mă mai ucit cu niște întrebări mai neplăcute imediat. Aș vrea să mă întorc la asta cu oribil. Puteți să-mi dați un exemplu de oribil în relația, oribil care vine din contextul pandemic, adică ceva care s-a întâmplat
pentru că pandemie, în relația cu echipa, n-am mai putut să-i văd, n-am mai putut să, eu știu, ceva, și cum v-ați descurcat cu oribilul. Da? Deci, dar un exemplu concret, ca să, poate sunt niște manageri care se confruntă acum cu asta. Și ar putea să... Deci ceva oribil fost, și cum a... A fost oribil că a trebuit, în contextul în care serviciile comandate de clienții noștri au suferit modificări, unele dintre ele dramatice, până la 0%, în contextul pandemiei, în ciuda faptului că noi am încercat ceea ce am numit o strategie de solidaritate cu toți colegii din compania noastră, am fost nevoiți în acel context să afectăm veniturile oamenilor, de exemplu. Asta a fost oribil. Și ziua în care am vorbit la telefon cu absolut toți colegii ca să explic fiecăruia în parte pe nivelul lui în ce fel îi va fi afectat venitul imediat următor în acest context, a fost o zi care probabil mie mi-a mâncat o bună parte din ficat. Sper să se regenereze. Tot ceea ce înseamnă elemente generatoare de anxietate în viața colegilor noștri, generatoare de burnout. Burnoutul ăsta, eu mărturisesc cinstit că am fost ignorantă și că am respins burnoutul o bună bucată de timp. Eu, în generația 40 unde mă aflu, am zis burnout este o invenție a millennialsilor snowflakes, cum sunt ei cunoscuți, pentru că doresc să se protejeze de stres, de supermuncă, să fie confortabil. I was fucking wrong. Burnout-ul există și mi-a luat timp ca să înțeleg asta. Și am contribuit la asta. De la tine sau de la alții? Adică ai avut și tu un pic? Cu siguranță. Și asta a fost cel mai greu să recunosc, cu siguranță. Oglinda asta pe care ți-o pui în față și te uiți cu sinceritate când nu ești machiat, figurativ, e un moment foarte greu. Mulțumesc mult. Oribil? Oribil? Ceva? Oribil a fost când oamenii puneau întrebări, ce facem? A venit pandemia, ne îmbolnăvim unii pe alții, ce facem? Și trebuia să fii acolo și să-i spui, suntem toți în asta, ne descurcăm cumva, urmăm regulile, așteptăm să vedem care sunt indicațiile, dar trebuie să fim puțin disciplinați, să avem răbdare și încredere că lucrurile vor intra. Era oribil pentru că toți sunau și toți vroiau răspuns la întrebare ce facem și nu știai ce să răspunzi. Cred că voiau și un pic de să fie ascultați și cu siguranță, cu siguranță. De-aia și comunicarea a fost esențială în perioada de criză. Oribil ceva? Oribil, cred că, evident, sunt lucrurile astea mai grave, că vorbim de boală, vorbim de faptul că oamenii au pierdut venituri, dar mie oribil mi se pare în continuare lipsa asta de comunicare, faptul că noi trebuie, dacă suntem și în orașe diferite, cum suntem noi, este foarte greu să ne vedem. E greu să faci leadership prin Teams sau oricare altă platformă. Suntem ființe sociale, avem nevoie să ne vedem. Nu toți suntem pregătiți sau avem competențele necesare sau am reușit să le căpătăm într-un interval atât de timp să putem să ținem împreună o echipă din spatele unui monitor. Am învățat între timp că îți trebuie și niște competențe să faci chestia asta. Nu e ca și cum vorbești cu ei la masă și îi vezi și vezi reacțiile lor. Și oribil e că de cele mai multe ori după astfel de întâlnire sau nu ai un feedback concret. Ce simt colegii mei? Ce au perceput din toată discuția asta? Sunt cei mai mulți, și asta, din păcate, e o problemă care se duce și în zona asta de învățământ online, cei mai mulți nu au capabilitatea să practice sistemul ăsta de comunicare și, evident, cei care primesc informația nu au capabilitatea să dea feedback. De asta mi se pare cumva de multe ori steril modul ăsta de a comunica și de a face leadership și, da, probabil că va rămâne o constantă a vieții noastre și va trebui să, indiferent care va fi turnura acestei pandemii, va trebui să ne obișnuim cu asta și să ne pregătim. Da, vorbeam tot așa cu niște manageri, niște oameni care conduc companii și unul dintre ei zicea că, dom'le, nu pot să-i forțez să-și deschidă camera. Problema e că dacă nu-și deschide camera, mă lipsește pe mine de acel... Nu, așa, cum ar veni, aș vrea să zic ceva după care nu mai zic. Și eu atunci, dacă era la masă, îl încurajam. Da, ai ceva de zis, spune-mi acum, dacă n-am camera, nu se poate. De asemenea, ce lipsește este
debriefing-ul de la cafea de după. Adică atunci îți dai seama, atunci se internalizează deciziile și se acceptă și se... Ori dacă nu e cafeaua de după, am un amic care conduce o companie și a zis că atunci când sunt discuții interne, ce face el este Zoom-ul, adică orele clare de Zoom le pune cu un sfert de oră în plus și când s-a terminat ce avea el de făcut cu toată echipa, el iese și sfertul ăla de oră este sfert de oră de cafea în care oamenii își fac, dar fără el. Adică să revină la, nu știu, la water cooler sau la cafea. Oribil, Varga, ceva? Da, tot mă gândeam ce exemple se dau, dar sunt două feluri de exemple. Unul este în domeniu, să zicem, tot birou administrativ. În grupul nostru există o firmă Medicap care face evenimente medicale pentru medici și acolo, într-adevăr, când a venit pandemia, toți au rămas acasă, numai o dată pe săptămână, două săptămâni, așa, prin rotație la servici, dar, într-adevăr, a fost așa că a fost banii adunați de înainte, adică a fost o relație foarte faină și după aceea dacă au intrat unul, doi oameni noi, trei oameni noi, s-a putut absorbi. Și în toate organizațiile medicale și policlinici, acolo am muncit și sunt foarte fericit că am muncit non-stop fără să întrerupem deloc. Dar dacă am făcut, de exemplu, în plină pandemia a început acest oraș medical, avem avantajul că, fiind în domeniul medical, în afară de back office, toată lumea trebuie să fie acolo, că trebuie să dai servicii și de aceea se creează totuși un leadership poate să funcționeze. Și cu back office-uri e mai dificil, care acolo durează mult mai mult până când intru în ritm și devin adaptați la cum gândim noi ca echipă. Mulțumesc mult! Uite, apropo de faptul că lumea trebuie să vină la serviciu, din ce în ce mai mult oamenii, ascultam mai devreme în dialog cu Martei, niște studii care zic că mare parte nu mai vor să vină la serviciu, chiar dacă le-ar fi și lor bine să vină la serviciu. Aș vrea să vă întreb ceva punctual. În ultimul biz, cred că n-a apărut încă, o să fie un articol pe care l-am scris, în care m-am tot gândit și am citit și am cercetat despre liderii care își cheamă oamenii înapoi la serviciu, dar atunci când îi cheamă, oamenii respectivi trebuie să fie vaccinați. Asta este un subiect care este foarte sensibil pentru multă lume. În ce fel sau cum ar putea un lider umanistic să vorbească cu organizația lui fără să forțeze, astfel încât să crească, de exemplu, gradul de vaccinare? E un subiect foarte pragmatic cu care sunt sigur că se confruntă o grămadă de oameni. Cine... Subiectul e de mare actualitate și, într-adevăr, foarte sensibil și auzim diverse opinii în media. De ce sunt patru țări în estul Europei, România, Bulgaria, Moldova și Ucraina, unde nivelul de vaccinare e foarte redus? Și am auzit și păreri poate mai calificate din partea unor sociologi care au spus, domnule, noi suferim de o lipsă de încredere în sistem, în stat, în... Da, sunt foarte puține zone care ne conferă încredere și cumva, cred că, revenind la întrebarea ta, rolul nostru este cumva, acolo unde suntem, să le redăm oamenilor încrederea. Da? Fie că vorbim despre revenirea la birou, că lucrurile astea se pot întâmpla în siguranță, că revenirea la birou va fi o mișcare benefică pentru ei, apropo de burnout și apropo de efectele disruptive ale acestei pandemii, fie că vorbim de partea de vaccinare, evident, într-o zonă în care trebuie să ținem cont de prevederile legale care sunt acum în România, care nu sunt neapărat aliniate cu Italia, cu Austria, apropo de încurajarea vaccinării, dar nu putem forța lucrurile. În schimb, cred că rolul nostru este să creăm încredere și să încercăm să le redăm încrederea în, în,
în preluarea unui stil de viață cât de cât apropiat de ceea ce obișnuiam noi să numim normalitate. Mulțumesc, mai aveți? Da, ideea de siguranță o promovăm și noi, pentru că ideea de siguranță se transpune prin tot ceea ce creăm la nivelul culturii noastre de organizație. Ideea de well-being este are în esență siguranța locului de muncă și nu numai din perspectiva accidentelor. Deci și acest lucru este tot un element de siguranță. Noi așa am promovat intern. În Agri promovăm siguranța. Fi parte din... Eu personal am fost la vaccin și le-am arătat că am făcut acest lucru. Am colegi din echipa de management care m-au însoțit și care au... Și am creat acest curent. Am fost printre primele companii din industrie care, în momentul în care am dat drumul la vaccinare, echipa de HR ne-a ajutat să ne programăm și am fost... Avem rată de vaccinare peste 60% la nivel de companie. Deci, pentru noi, ideea de siguranță a rezonat foarte mult. Deci încredere, siguranță? Siguranță. Spuneam mai devreme că în publicitate, în Marcom, avem norocul de a lucra cu oameni foarte deștepți. Noi nu a fost nevoie, nu am fost nevoie să facem foarte multe eforturi să ne convingem oamenii să vaccineze. Sunt foarte deștepți. S-au vaccinat singuri, marea majoritate. Avem un grad de vaccinare la nivelul grupului low foarte mare, peste 70%. Inclusiv cei imunizați natural, din păcate. Elementele acestea de trust care sunt? La nivel rural e preotul, la nivel urban e armata română, da? Statistic, românii au cea mai mare încredere în armată. Cred că la nivel de comunicare națională, cam aceștia erau pilonii pe care trebuia noi să mergem, dar asta e o altă discuție. Vaccinarea este în continuare o alegere personală. Din fericire suntem într-un mediu în care marea majoritate a colegilor noștri au înțeles că e în beneficiul lor și al familiilor să se vaccineze. Noi ca angajator am fost foarte aproape de ei de la momentul programării încă din martie-aprilie, când se deschideau listele în planul B pentru angajații din media. Noi am putut să ne ajutăm colegii să se vaccineze mai repede, au fost printre primii care s-au vaccinat. Am putut să ținem birourile deschise și asta a fost foarte important pentru mentalul oamenilor. Faptul că noi am putut încă din mai anul trecut, după ce s-a ieșit din lockdown, să ținem birourile deschise, făcând un redesign al birourilor, desigur, spațiu, co-working spaces, mai multe decât înainte, terasele noastre, din fericire avem un birou extraordinar cu foarte multe terase, deci oamenii au putut lucra în outdoor, foarte multe facilități în zona aceasta. Pentru mentalul colegilor noștri a contat foarte mult că au un birou unde să vină dacă doresc. Și am mers foarte mult pe flexibilitate și pe voluntariat. Avem colegi care au venit din prima zi când au putut să iasă din casă, au venit aproape zilnic la birou, fiindcă le-a făcut bine mental să vină la birou, să fie parte din environment și din watercooler discussions. Am organizat un team building în această vară, la începutul lui septembrie, înainte de valul 4, am avut noroc și n-am prins valul 4, am organizat un team building în Delta cu absolut toți colegii din companie și a fost extraordinar din punct de vedere engagement, mai bine decât oricând în anii anteriori. Deci tot ce s-a putut face din partea noastră ca angajator și, dacă vreți, facilitator al unei vieți mai bune pentru ei, am făcut. Iar vaccinarea, cred că este un subiect... Eu sunt foarte pătimoasă când e vorba de vaccinare și de sănătatea publică și mi se pare că ar trebui un pic mai multă mai mult ranforsat de la autorități către oameni de ce e bine să facă asta. Deci... Da, doar că acum vorbeam de noi la noi în companii și mulțumesc, facilitare și aproape, asta iau de la tine. Aș vrea să vin cu, nu știu, un punct de vedere poate puțin diferit și anume, eu nu cred că oamenii care aleg să nu se vaccineze sau sunt puțin împotrivă au niște resorturi cognitive împotriva chestii astea. Și de asemenea, nu cred că nu sunt deștepți. Eu cred că... Eu nu știu care sunt resorturile alea, dar nu cred că
unu, n-au informațiile sau doi, n-au capacitatea de a procesa. Pentru că nu cred că acolo se mai degrabă spre ce ziceai tu sau ce ziceați voi, încredere, siguranță, facilitare, uite, poți să vii și așa mai departe. Cei care au ales să se vaccineze cu siguranță sunt deștepți. Ceilalți, despre ceilalți, și, cu siguranță și ceilalți sunt deștepți. Dezbaterea o păstrăm pentru data viitoare. Da, apropo, deștepți, nedeștepți, eu cred că aici e vorba de chiar o inteligență nici emoțională, ci spirituală care trebuie să ai, pentru că dacă de fapt a devenit o temă mai mult mai profund de vaccinare decât o temă numai de sănătate, că noi facem ceva, învățăm să facem ceva pentru comunitate și nu să-mi fie mie bine sau nu. Și asta este, de fapt, în afară de, cum ați zis foarte bine, că e neîncrederea, avem și problema asta să avem un sentiment că facem parte dintr-o comunitate și aici, într-adevăr, cum ai zis tu, problema este la capilarele comunității, unde religia are o importanță mare și acolo, din păcate, a eșuat. Și dacă vedem, de exemplu, și credințele în Est, adică protestantismul, catolicismul, care sunt mult mai mult spre comunitate, această problemă n-a existat. Aici, totul fiind eu și gândirea că să meargă mie bine, să fie bine așa, toată filozofia aceasta nu ne-a ajutat la... Deci impactul acesta e mult mai mare decât ne dăm seama. Deci cum ar veni, citesc la tine, altruism, să zic. Da. Da? Okay. Da. A fost un subiect oareșcum inconfortabil, drept pentru care o să fiu simpatic și o să propun un și mai inconfortabil. O să încep cu un studiu, e un studiu destul de recent. Zice așa, în principiu, managerii și oamenii din HR zic că în pandemie am strâns rândurile. Cultura s-a întărit. Oamenii, ok, au trecut prin greu, dar trecând prin greu împreună am fost colegi de tranșeu și atunci lucrurile sunt mai bine. Și zice așa, survey, mă rog, o să zic în românește, aproape 100% din human resources și 72% din executives zic că corporate culture was great during the pandemic. Workers disagreed. Adică dacă te duci și întrebi pe oamenii de jos, aia mă, lasă-i pe aia în pace, aia vorbesc prostii. Ați uitat când vă ceream măști și nu găsea să ne dați sau ați uitat când ne vă ceream? Deci aș vrea să facem un exercițiu de empatie inconfortabil și aș vrea să vă rog să vă puneți în pantofii cuiva de la voi din organizație care nu e foarte de acord cu faptul că cultura de organizație a fost foarte bine și că lucrurile s-au întâmplat bine și să spuneți managerului care sunteți voi sau liderului care sunteți voi părerea voastră frustă și poate după aia să-i și răspundeți. Da? Deci ce-ar zice cineva un astfel de workers care nu sunt de acord cu faptul că cultura e bună? Ce-ar zice cineva de la voi din companie? Aș putea spune eu ce se întâmplă la nivel de depozite, pentru că noi suntem la răspândiți teritorial, avem 400 de angajați, cei mai mulți răspândiți teritorial. Cei de la administrativ stau acasă și noi suntem în depozit, trebuie să încărcăm marfă și să ducem marfă și nu avem măști și nu avem echipament de protecție. Voi ne spuneți că noi trebuie să fim în siguranță, că noi trebuie să oferim siguranță partenerilor, dar cum ne asigurăm de asta? Mulțumesc frumos și ce răspunzi tu acestui domn, doamne? Răspunsurile erau cu siguranță, să spunem așa, politically correct. Sper că le-ați dat măști. Poftim? Sper că le-ați dat măști. Cu siguranță, dar știi că era o problemă cu procuratul măștilor. Toți au avut măști, toți au avut măști și chiar dacă într-un final am ajuns, la început știi că era și dezbaterea, care tip de mască e mai ok, acela masca de unică folosință sau acele măști textile, am dat de toate felurile, a fost mai greu să-i convingem să le poarte. Deci important era, le transmiteam că știm că este o problemă, îi țineam la curent tot timpul, făceam aceste forumuri continue cu ei, erau de două sau de trei ori pe săptămână, ne întâlneam pe forumuri, adunam oamenii din depozite într-o cameră și stăteam în fața calculatorului și discutam cu ei, în nu? Cameră... În fața,
Da, da, pe Zoom, stăteam adică... pe Zoom, da, cu pe Teams, pe Zoom, da, nu mai conta, eram acolo, le explicam, le transmiteam, noi suntem în campanie, trebuie să livrăm, trebuie să ne onorăm promisiunile față de parteneri, știm că treceți prin momente dificile și nouă ne este greu, am vrea să fim alături de voi, dar nu se poate, sunt restricții, domeniul nostru nu e restricționat, haideți să facem ceea ce trebuie. Mulțumesc și frumos. Cam asta era povestea. Nu contest rezultatul studiului. Nu e de la noi, la noi e minunat, e de la americani. Rezultatul studiului, dacă mă gândesc strict la experiența mea personală, tind să cred că așa este. În ultimele 18 luni am strâns mai tare rândurile, dar nu aș da chiar atât de mult credit sau exclusiv culturii organizaționale. Eu cred că este importantă, este puternică. Acolo unde a fost puternică, lucrurile poate au fost mai ușor. Eu cred că ar trebui să ne uităm un pic și la tendința naturală. Avem o amenințare externă, avem motive de îngrijorare și atunci oamenii simt nevoia să strângă rândurile. Trebuie să ținem barca pe linia de plutire în vremea asta. Am observat mai mult ca oricând preocuparea asta chiar și la nivelul de jos, în depozit, domnule, ce se întâmplă cu firma? Cum o să trecem de perioada asta? Oamenii, de asta spun, au nevoie de încredere. Chiar și când nu ai răspunsuri, ei se uită cumva, trecem cu bine, mai avem un loc de muncă, cum stăm cu finanțele, aveți din ce să ne plătiți salariile. Și cred că e important să dăm credit și acestui aspect. Oamenii au tendința naturală de a strânge rândurile atunci când există niște amenințări și cred că în foarte multe companii lucrurile au... sau la starea de bine a business-ului a contribuit și solidaritatea asta. Da. Asta multe, cu emoții. Da, rog. Multe emoții la început, în perioada pandemică, erau foarte multe emoții care trebuiau gestionate. Sunt niște, mă rog, nu știu dacă studii, dar sunt... s-a văzut că oamenii care își dau viața pe front nu își dau pentru patrie, pentru steag, pentru rege, pentru vreun principiu, își dau pentru ăla din stânga și ăla din dreapta. Deci cum ar veni asta cu strânsul rândurilor folosește. Haita. Este haita de care vorbeam mai devreme. Exact. Au fost cazuri destul de frecvente când am avut colegi bolnavi în depozit și atunci a trebuit să lucrăm cu o echipă restrânsă și cu toate astea oamenii nu s-au plâns. Da? Asta nu cred că ține neapărat numai de cultura organizațională. Ține foarte mult de, domnule, am colegul ăla care e bolnav acasă, să-i ajute Dumnezeu să fie bine, dar eu sunt aici și nu mă plâng. De asta zic că... Eu aș vrea să te contrazic. Cred că e ceva și cu cultura organizațională, că dacă ne uităm puțin mai larg la cultura organizației astea naționale, nu stăm chiar n-am așa, chiar așa. Deci, n-am exclus-o, dar nu i-aș da exclusiv credit am înțeles. Pentru cum au mers lucrurile. Da, da, da. Mulțumesc frumos! Eu, în primul rând, nu m-aș duce niciodată la colegi să le spun că a noastră cultură organizațională nu a fost afectată. Pentru că ar fi BS și colegii ar mirosi asta și n-ar fi fair, ar fi împotriva autenticității de care vorbeam la început. Adică business school, asta vrei să zic. Exact. Eu sunt de la... l-aș spune colegilor realitatea așa cum este și anume, cultura noastră organizațională a fost profund afectată, a fost erodată, o știm, o simțim cu toții și dacă o asumăm onest, avem o șansă să o îmbunătățim. Asta ne-am spus tot timpul, încă din 13 martie 2020, când ne-am dus acasă cu laptopurile în spinare, crezând că stăm 2 săptămâni și stăm 2 ani. Cultura organizațională, după părerea mea, este esențială. Este pe locul 2, în toate, apropo de statistici, după Compenben, în acei factori motivatori pentru oameni să rămână sau să părăsească un loc de muncă. Compenben ține de viață, nu discutăm. Cultura organizațională ține de interiorul nostru și de feel good și este esențială ca să păstrăm oameni buni, talentați, pasionați lângă noi. Deci aș da credit culturii organizaționale 100%. Mulțumesc frumos! Da, acest subiect de cultură organizațională pentru mine e... nu înțeleg. Nimeni nu înțelege, să știi, toată lumea. Pentru că eu dacă nu am un lider în fața mea, adică ce cultură organizațională e la o firmă multinațională unde nu știi unde e capul, unde e, și sunt numai acționari acolo. Mi-e foarte greu să... Deci asta, liderii lucrează rolul, indiferent dacă e o cultură sau nu, necultură. O cultură nu este o chestie care poți să o imprimi în oameni dacă ăla care
e liderul tău, nu înțelege, cum să faci să înțelege și să înțeleagă, și luând în calcul că, din păcate, deci avem de luptat aici enorm de mult. Eu cred că am dat până acum o mare parte eșec la acest cuvânt al culturii organizaționale, pentru că, din experiență proprie, la mine și acum și în trecut au fost fonduri de investiții, sute de milioane, miliarde, în dreapta, stângă, Varga, foarte fain ai făcut, hai că te ajutăm aici, nu știu cum. Așa, fundație, trebuie să avem CSR, tot așa. În momentul în care afacerea mergea în jos, da, deveneau ca și niște animale. Deci nu-i mai recunoștea, nici nu mai contea valori, nici nu mai contea corecturile, nu mai să meargă business-ul înainte. Acum mă iertați, eu vă provoc un pic, da? Deci nu e așa de roz cum... Adică, apropo, cum ai zis tu, soldați pe front, noi nu mai avem această specie de om care zice că eu mă sacrific pentru celălalt, sau eu îmi sacrific banii, sau îmi sacrific timpul, pentru că cred într-un higher purpose. Asta lipsește, oamenii nu-și mai găsesc un higher purpose. Și aici trebuie să lucrăm, părerea mea, la o înțelegere mult mai profundă cine este omul, ce suntem. Suntem numai niște animale mai inteligente, suntem o întâmplare a naturii care am apărut acolo. Cuvinte esențiale, și nu aburim oameni cu cultură organizațională, mă iertați. Deci dacă nu gândești profund aceste cuvinte, nu le va simți angajatul tău nici în depozit, poate ăla care e lângă tine, da, ăla 3, 4, 5 persoane care sunt lângă tine, cu care lucrezi, da, pentru că suntem o gașcă, ne simțim bine. Dar n-ai cum să transmiți asta la sute și mii de oameni. Vrei să zici ceva? Voiam să-i spun, domnule Naiati, că înțeleg perfect ce spune și sunt de acord, 100%, și cred că oamenii nu mai au purpose, pentru că suntem o generație îmbuibată, pentru că avem foarte mult belșug, pentru că trăim pe un wealth și un well-being care vine din generațiile din spate, care au acumulat foarte mult și noi beneficiem de acumulările lor, și atunci avem luxul de a alege foarte multe lucruri și avem luxul de a nu ne mai fi foame. Noi nu ne mai e foame, de aceea nu avem un purpose. Eu aș vrea să vă contrazic pe amândoi, da? Pentru că asta fac. Închideți microfonul. Da. Mie mi se pare că depinde cum te uiți, că niciodată nu sunt lucrurile într-un fel sau în alt fel. Tu spui că suntem, că nu ne mai e foame sau că ne-am plictisit. Dar dacă te uiți la o grămadă de lucruri bune care se întâmplă în București, vorbesc, nu pe plan mondial, nu știu... Eu știu ce face Varga, de exemplu, și la Varga nu cred că e de plictiseală sau de faptul că e foame sau nu e foame, se implică în ce se implică, și bravo că face asta. Mă întorc un pic la cultura organizațională. Cultura organizațională, apropo de ce zicea Varga, nu e neapărat ceva bun. Adică tu zici că e ceva care vine de sus și e ceva bun, un fel de mission, vision, values, abureală, cum ai zis mai devreme. Eu cred că cultura organizațională e ceea ce e, nu e ceea ce vrem noi să fie, și cred că o definea foarte bine colegul, prietenul meu și partenerul meu, Adi Stanciu, de la apropo, Maastricht School of Management s-a rebranduit, se numește Bucharest International School of Management, ca să fac un pic de promo, da? Adi Stanciu zicea foarte mișto, mi se pare, cultura organizațională este cum se fac lucrurile pe acilea. Da. Adică dacă te duci, nu știu, o să zic că n-aveți niciunii treabă cu linii aeriene, dacă te duci la o companie de linii aeriene și la alta, exact același obiect de activitate, te duci dintr-una într-alta, lucrurile sunt complet diferite. Ceea ce e complet diferită e cultura organizațională, care nu e neapărat bună sau rea, e într-un fel cum e. Și despre aia vorbeam, că unii zic că s-a îmbunătățit, adică managerii și HR-ul zic că s-a îmbunătățit, și aia din depozit, ca să fiu pragmatic, da. Despre asta. Deci asta ar fi definiția mea la cultura, mă rog, al lui Adi, dar mi-am însușit-o. Hai să mă duc puțin înapoi la pandemie și voi ca lideri. Vă dau, gata, am terminat cu inconfort. De fapt, mă mai gândesc, mai avem puțin timp, mă mai gândesc la niște întrebări inconfortabile. Mașina timpului, vă iau și vă teleportez fix 5 minute pe
nu 13 martie, 10 martie, nu, hai să zicem 12 martie 2020, aveți o întâlnire de 5 minute cu voi înși vă de atunci. Vreau să-i spuneți ceva pe care nici nu l-ar fi gândit cu gândul, o lecție, ca într-un proverb, așa, ce ați învățat voi din cum se conduce o firmă, cum se conduc oamenii într-un an jumate cât a trecut de pandemie, ceva complet contraintuitiv, la care nici, adică ce v-ați schimbat din valori sau din convingeri și ați vrea să împărtășiți omul ăla care ați fost voi acum un an jumate? Ați învățat ceva? Eu total aș spune disruptiv? Despre mine că aveam impresia că știu să comunic. Sincer. Dar zi mai clar, uite, te întâlnești și încă o dată, ai, ok, nu 5 minute ca să fiu așa, ai un minut, zi. Fii atentă, zi, deci cum ți-ai zice ție? Fii atentă, trebuie să, ce? Fii atentă, trebuie să fii mult mai, mult mai directă și mult mai concretă în tot ceea ce spui. Fii mult mai autentică, exact ce spune, autenticitate. Mulțumesc frumos, aveți lecții din astea? Eu mi-am dat seama cât de important este firul ierbii, grassroots, și cât de important e comunitatea în jurul meu și chiar și vecinătatea în care trăiesc și cât de important este și angajații să fie într-o vecinătate în perioada în care trăim și cred că viitorul și în muncă având acum și posibilitatea de telemuncă, dar va fi un sistem de localizare, cum se spune, adică localul foarte mult și internaționalul foarte mult, fără intermediere de partea asta naționalistă în viitor. Aș putea încerca să-mi dau un sfat și mie și celorlalți, ceva ce am încercat să facem în perioada post-pandemie, post-lockdown, se cheamă start-stop. Învață să pui stop. E ceva ce eu n-am făcut niciodată, dar a fost alegerea mea și dacă aș lua de la capăt aș face la fel, cred, pentru că și perioadele alea în care nu puneam stop m-au ajutat să mă dezvolt. Dar pentru echipele noastre e foarte important să înțelegem când să pună stop. Și noi, managementul, să ranforsăm acest mesaj. Pune stop. La ora 8 seara nu mai răspunzi la mesaje. Noi, managementul grupului, după ora 8 seara avem interdicție la mail-uri și noi, între noi, dar apoi către oameni. Vinerea, de la ora 2, avem acest program, Friday Light Forever, l-am permanentizat. E un program mai vechi, iubit mult în organizația noastră, în care vinerea este scurtă, pe perioada verii, ca să poți să te duci la mare fără să prinzi ambuteajele. Am permanentizat acest program, am făcut Friday Light Forever, ceea ce în industria noastră a fost o inovație. Clienții noștri aveau acest program mai de mult, în agenții nu se practica. Am învățat să facem asta și este un lucru care ajută la sănătatea mentală a oamenilor noștri și a noastră automat. Deci, hashtag start stop. Mulțumesc frumos! Obișnuiam să ne plângem cu toții cât de multe întâlniri și cât de mult timp ne petreceam în ședințe și categoric ce mi-aș spune este că să apreciez momentele alea pe care le petreceam cel puțin împreună cu echipa și cu clienții, pentru că în continuare e destul de greu de comunicat și să vin servicii când nu ai un produs foarte bine definit și trebuie să explici clientului. Asta e un aspect. Și doi, ceea ce mi-aș spune mie este să fiu mai pregătit și pentru zona tactică a business-ului, mai degrabă numai pentru ceea ce strategică. Discutăm după MBA-uri și școli și așa mai departe, toți vrem să facem strategie. Conceptul de VUCA pe care l-am tot auzit, cred că este cuvântul care definește cel mai bine perioada asta. Că vorbim de volatilitate, că vorbim de incertitudine și strategie... serios, discutăm pe cât, pe 2-3 ani, poate să ne spună cineva care vor fi inputurile? Nu. În schimb, trebuie ca manager să fim, și asta le spun colegilor mei, mult mai pregătiți și mai aproape, fie că vorbim de firul ierbii, fie că vorbim de decizii tactice, să fim mai pregătiți să le luăm, decât să petrecem foarte mult timp pe zona de strategie, care astăzi, nu zic că nu e important, e important, dar lucrurile par să se schimbe și asta e noua constantă. Dar se spune că o cultură organizațională mănâncă strategia pe pâine.
Știi că asta se spune în, da. Aș putea spune, comportamentele pe care le creezi în organizație mănâncă strategia pe pâine. Deci trebuie să avem grijă mai mult de ce comportamente creăm, da? Ce mentalități creăm, ca să putem să fim agili și să putem implementa și să ne schimbăm, pentru că e clar, lumea presupune de acum încolo o adaptare continuă. Asta cu adaptarea e, eu vin cu teoria, scuze, că de acolo, de la școală. Există două feluri de strategizing și ăla pe care corporațiile îl tot implementau erau strategizing by thinking, adică să faci planuri, să iei date, să-ți faci până înainte, și stilul mai degrabă antreprenorial și care se potrivește mai degrabă lui VUCA și vremurilor pe care le trăim e cu strategizing by doing, adică dai cu capul, te mai dai un pic la mai la stânga, corect, tragi niște concluzii, niște reguli simple alea, de astea, cum ați zis voi mai devreme, start, stop, sau așa mai departe. Nu merge, o adaptezi un pic, decât să te gândești ce o să faci la anul sau peste 2 ani. Dar asta încoată e din cărți. Publicarea articolelor științifice se face cu un delay de un an jumate, deci s-ar putea să n-am dreptate. Eu asta predau la școală, intellectual humility, s-ar putea să n-am dreptate și, mă rog, aș vrea să dau tuturor. Mă întorc la ceva, mulțumesc frumos. Eu am zis de un subiect, mulțumesc frumos și mulțumesc frumos că de la voi am luat. Am zis de un subiect delicat în discuția cu echipa, și anume vaccinarea. De ce? Pentru că e ceva care ne afectează, dar este ceva pe care angajatul consideră strict personal, adică te bagi în viața lui, te bagi în viața lui. E brațul lui, nu, tocmai mi-am făcut booster ieri, așa că știu exact, te bagi în da, mulțumesc frumos să fie cu, de mâine poți să bea o bere, sau cam așa. Celălalt subiect foarte sensibil, și mulțumesc că l-ai zis, este cum ne întoarcem la loc, la muncă, dacă e nevoie, sau cum încurajăm oamenii. Și aș vrea să-i dau un twist, și anume, ai vorbit, deci tu cu întorsul la loc și tu cu burnout. Și mie mi se pare că există o chestie contraintuitivă aici. Eu cred că foarte mulți oameni care muncesc de acasă și care preferă să muncească de acasă, intră mai degrabă în burnout, și ceea ce spuneai tu mai devreme, că unii au preferat să vină la serviciu, preferă să vină la serviciu și pentru că și ies cumva, ar veni, uite, grijile, și ies dintr-o chestie mai degrabă, nu știu, închisă în mod figurat. Și acum, întrebarea este, suntem humanistic leaders, humanistic managers, da? Și știm că în organizația noastră sunt niște oameni care poate să lucreze de acasă, au libertatea asta, aleg să lucreze de acasă și totuși chestia asta le provoacă mai degrabă burnout. Ce facem? E greu să, adică e greu. Cred că ar trebui să ne ducem mai degrabă în zona cum creăm cadrul și premisele ca oamenii să-și dorească să vină înapoi la muncă. Apropo de ce spunea Hortensia, poate schimbăm un pic layout-ul birourilor, poate schimbăm un pic modul în care sunt așezate și lucrează împreună, și apropo de flexibilitate, de program, de lucrurile astea, decât să ne ducem în zona mai degrabă de forcing, ok, trebuie să revenim la muncă. Eu cred că în momentul ăsta, și mi-am luat input-uri din diverse companii și așa mai departe, oamenii au emoții foarte mari și pozitive și negative vis-a-vis de revenirea la muncă. Și depinde foarte mult de lider cum vor gestiona emoțiile astea. Pentru că unii își doresc, cum sunt eu poate sunt mai degrabă old fashion și îmi doresc, cred eu că suntem mai eficienți când suntem împreună sau când suntem la muncă. Suntem și o companie de logistică, acolo lucrurile se întâmplă fizic. Nu neapărat trebuie să am eu dreptate. Și nu cred că încerc cumva să mă conving pe mine că nu trebuie să, ci mai degrabă eu trebuie să creez premise. Nu trebuie ei să se întoarcă la muncă, ci eu trebuie să găsesc modalitățile să fac locul de muncă și revenirea la muncă mai atractivă. Mulțumesc frumos și mulțumesc pentru, cum să zic, explicitarea la 2 minute după ce am zis eu cu intellectual humility, exact ce ai zis tu. S-ar putea să n-am eu dreptate, mulțumesc frumos, e un comportament pe care vreau să-l încurajez la toată lumea. Da? Ce am încercat noi să facem în perioada asta a fost un mix and match între nevoile oamenilor și nevoile organizației. Pentru că până la urmă, da, trebuie să fim atenți cu toții unii la alții, dar și cu toții la business. Și atunci, sigur, am făcut foarte multe analize. Există tipuri de meserii, de specialități, care lucrează mai bine de acasă. Există altele care
au venit chiar și în perioadă de lockdown, zi de zi la birou. Și există plaja de la mijloc care merge și așa și așa. Ce e foarte important e ca noi, ca angajatori, și asta am încercat să facem, să creăm premise ca oamenii să vină la birou să se întâlnească în găști care contează, în așa fel încât să nu vină tot timpul doar echipa lor curentă, cu care oricum vorbesc de 700 de ori pe zi pe Teams, să se întâlnească la birou și cu alții din echipe paralele cu care nu vorbesc pe telefon în mod normal și fac acele discuții de tip water cooler. Am instituit o zi obligatorie la birou în vară, când puteam să facem asta. Ziua de marți, toată lumea vine la birou ca să ne vedem, să avem masă critică, să fumăm o țigară, să bem un espresso pe terasă. Am avut zile în care am recomandat dimpotrivă să se stea acasă vinerea, coroborat cu vinerea scurtă, lucrăm remote, nu are sens să venim în trafic vinerea pentru 4 ore la birou. Deci acest mix and match și reconstruirea continuă a sistemului de lucru, flexibilitatea asta nebună, exagerată, cred că asta e tot ce putem să facem în momentul ăsta, noi ca oameni, nu ca angajatori, unii pentru alții. Ok. Da. Eu sunt de acord cu Hortensia. Și eu sunt de acord cu Hortensia, mai un fan. Nu, dar, scuze, mă gândeam ce să zic eu, adică să zic la angajații, veniți înapoi la spital, adică sigur nu e un loc foarte plăcut, dar trebuie să vină să lucreze acolo. Vă povesteam că noi am avut o fuziune și evident că în orice altă o fuziune mai exista și plecări din organizație. A fost teribil să integrăm oamenii noi lucrând de acasă, a fost teribil. Și am fost norocoși, așa cum spunea și Hortensia, în vară am reușit să facem un team building în care cu ocazia aceasta oamenii s-au văzut colegi. Deci noi am terminat fuziunea prin mai, colegi care lucrau de un an în organizație și care nu s-au văzut față în față. A fost wow să-i vezi pe toți ce... Și am creat în modul ăsta interes în a te întoarce sau a vizita biroul. Evident am schimbat și noi layout-urile. Noi chiar am extins spațiile de birouri astfel încât să păstrăm această distanțare, am mai închiriat un etaj, dar am creat condiții și pentru întors la birou. Este în continuare opțional să ajungi la birou. Avem și o zi în care ne dorim să fie la birou, dar în funcție de nevoi. Și notăm că oamenii vin și vin de plăcere la birou, pentru că simt nevoia de socializare și de interacțiune. Te rog, da. Am un gând care nu-mi dă liniște și vreau să-l împărtășesc cu voi apropo de revenirea la birou sau cum facem balansul ăsta work from home și la birou și acela, și gândul ăsta este cum vom reuși să asigurăm totuși o anumită echitate. Apropo de ce spuneam, sunt sectoare unde nu se poate lucra decât acolo, da? La spital. Sunt oameni care vor decide să, și companiile cel mai probabil le vor acorda posibilitatea asta, să lucreze în continuare de acasă. Până la un anumit punct, asta poate fi privit ca un beneficiu. Dacă discutăm, ai copii mici, te descurci altfel cu programul, nu stai în trafic. Cum vom gestiona partea asta de echitate rămâne de văzut între cei care sunt nevoiți să vină la birou, sunt nevoiți să-și petreacă timpul în trafic, petrec, nu știu, o oră jumate, două, trei în trafic sau în mijloace de transport în comun și cei care au posibilitatea să lucreze de acasă. Asta la nivel de societate e destul de... S-ar putea să fie nevoie să-i întrebăm, știi? Adică, domnule, e cumva inechitabil tu de la spital sau tu de la Mega Image sau tu, eu știu, taximetrist sau ce-i fi tu... Cum vezi tu chestia asta? Uite, asta e o temă bună. Vă amintiți că totuși aveam o recunoaștere față de acești oameni. Toți eram recunoscători și de fiecare dată când ne duceam și chiar ne aprovizionam, mulțumeam celor de la caserii și mulțumeam celor din sistemul medical. Deci a fost, apropo de solidaritate și recunoaștere. Eu cred că societatea noastră a avut oarecare reacție de mulțumire așa. Puteam să ne manifestăm mai profund, dar oricum a existat. E aproape gata, mai sunt mai puțin de 3 minute. Aș vrea foarte repede de la fiecare dintre voi sfaturile către fiul său Teodosie, dar nu fiul său Teodosie, ci ați, ce vreți voi, ați câștigat la loto, v-a pus Dumnezeu mâna în cap, nu știu ce s-a întâmplat, și plecați un an de zile în jurul lumii sau ce vreți voi să faceți, să scrieți o carte sau pe Il Camino, și
vine cineva pentru un an în locul vostru să vă, să vă înlocuiască, ce sfat îi dați de acum în linia asta de humanistic management? Pentru că s-ar putea, uite, vă dau un exemplu, este un om cam ca voi, cu poate mai puțină experiență și care sigur n-a trecut printr-o poziție de leadership în timp de pandemie, dar care este orientat pe management by objectives, pe pragmatic. Ce sfat i-ați da? Uite, îți dau cheile de la birou, ai un an de zile, du lucrurile mai departe, dar fii atentă sau fii atent că... Oamenii nu reacționează la carrot and stick. Mulțumesc frumos! Don't take anything as granted. Deci, oricine ar veni, indiferent cât de profitabil, de bun este business-ul pe care îl moștenește, nu se poate baza că lucrurile vor merge în continuare așa cum au fost. Deci trebuie să fie absolut aware la mediul din jurul lui, la oamenii cu care lucrează, astfel încât să se producă acel humanity leadership. Ok, ok. La noi e simplu, happy people make happy clients și no BS. With business school, dar no bullshit, ca să fim foarte clar. Da, exact, asta e bun. Da, deci, apropo humanistic, noi n-am folosit, deci tot humanistic am vorbit, dar n-am folosit acest cuvânt, nu știu dacă ați auzit, iubire. Pentru că totul se bazează, tot ce vorbim se bazează pe cuvântul iubire, dacă avem iubire față de semenii noștri sau nu. Și acum această iubire, apropo cultură organizațională, dacă orice fel de iubire, în afară de iubirea aceasta universală, este una limitativă. Dacă eu am o iubire față de echipa mea unde lucrez și înjur pe concurentul meu sau lucrez în defavoarea lui, adică not fair sau așa, atunci e o iubire condiționată. Și nu pot să creez o cultură organizațională, pentru că dacă cineva mă plătește cu 200 de euro mai mult, ajung la cealaltă firmă, unde în firma mea zice, hei, noi suntem cei mai tari, mă duc după 200 de euro la cealaltă firmă, hei, noi suntem cultura organizațională, noi suntem cei mai tari. Deci, până când nu avem o iubire universală, necondiționată, nu putem crea sinceritatea în afacerile noastre. Scuzați. Deci ce ai zis tu este iubește-ți competitorul ca pe tine însuți. Da? Mi se pare frumos. Vă mulțumesc frumos de tot pentru că ați stat de vorbă cu mine. Mulțumesc Biz și mulțumesc Martei și mulțumesc Alex pentru găzduire. Și nu știu, eu să zic, ok, iubiți-vă echipa, iubiți-vă competitorul, dar eu cred că totul începe de la vă iubi pe voi înșivă, așa că vă urez să vă iubiți pe voi înșivă din ce în ce mai tare. Mulțumesc frumos! Mulțumim! Mulțumim! Aplauze pentru invitații noștri și noi vă suntem tare recunoscători pentru că ați acceptat invitația noastră de astăzi și pentru că v-ați făcut timp. O să urc și eu așa ușor, ușor pe scenă. Radu, mulțumim frumos pentru moderarea acestui panel. Ca de obicei, iubesc de fiecare dată când Radu moderează câte o discuție pentru că are așa acel har frumos de a face discuția dinamică, de a-i provoca pe invitații noștri și de a scoate tot ce este mai interesant de mulțumesc acolo. Mulțumesc frumos. Mă gândeam să plec de acum dacă mă lauzi așa. M-am întors înapoi să mă lauzi. Te rog frumos. Mulțumesc frumos. Nu vreau să zic decât că mulțumesc frumos de tot. Mulțumesc, Alex. Și noi mulțumim mult de tot și la fel vă mulțumim și vouă, dacă e telefonul, recuperăm noi după aceea, deși mă mai gândesc, vedem. Vă mulțumesc mult de tot și vouă celor care ați fost alături de noi, pentru că voi sunteți cei mai importanți. Desigur, fiecare eveniment are loc tocmai pentru a ajunge informația la fiecare dintre voi, informații utile, inspirație, curaj și cel mai important, să petrecem un timp productiv împreună în aceste live-uri. Zilele Biz, ediția de 20 de ani, ediția aniversară pentru noi, de aceea suntem cu atât mai mult entuziasmați că ne vedem în acest an și că ne-am văzut în fiecare an în ultimii 20 de ani, indiferent de situații și de condițiile pe care le-am traversat. Aș vrea să-i salut și să le mulțumesc încă o dată și partenerilor acestei zile: Unilever, Penny, Brico Depot, Mercedes-Benz România, Chivas, Apanova, NTT Data, Siviero Maria și
Nespresso. Aceasta a fost ziua de management, ziua dedicată leadership-ului. Am ajuns la jumătatea maratonului de business. Mâine, de la ora 11, ne vom întâlni cu ziua de media and marketing. Avem o mulțime de povestit și invitați care sunt convins că vă vor provoca din toate punctele de vedere, iar vineri ne vom reîntâlni cu ziua de CSR. Până atunci, să fie o după-amiază absolut superbă. Eu sunt Alex Grecu, rămâneți aproape de biz. There's this love I found, got me spinning round, this and that.